ai o viziune realistă asupra lumii, explicată prin abordarea ta rațională în rezolvarea problemelor. Ești o materialistă convinsă, crezi în rezultate, nici de cum în teorii abstracte. Cu toate acestea, nu permiți realismului tău dur să interfereze cu farmecul durabil al naturii tale prietenoase. Întotdeauna pregătită pentru cooperare și lucrul în echipă, accepți compromisuri numai pentru a evita conflictele și contestațiile. Cu toate acestea, temperamentul taurului este ascuns sub liniștea ta, iar dacă ești provocată, poți ajunge în furie sălbatică. Tu ai un interes deosebit în dezvoltarea personalității tale umane și trasezi calea formării tale de la începuturi până la vârsta extremă. Tu nu eziți să-ți exprimi opiniile cu privire la întreaga gamă de probleme legate de o persoană, gândurile tale sunt bine formulate și, de regulă, nu le schimbi cu timpul. Este greu să fii păcălită, ai cunoștințe excelente și ești bine pregătită în psihologie și procesele de gândire. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: diplomație, diligență, sensibilitate și răbdare. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este că simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și pentru capacitatea de a gestiona banii. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic la scară largă și de a fi generoasă. Ești rațională, realistă, pentru tine contează scopul, rezultatul final, și nu ideea în sine. Ești carismatică și sociabilă, ca și cum ai fi creată să lucrezi într-o echipă. Acești oameni nu-i plac certurile, faci cu ușurință compromisuri, mai ales dacă te ajută la evitarea confruntărilor. Ești liniștită, prietenoasă și fermecătoare, dar nu ar trebui să te supere careva, deoarece ești teribilă la furie. Ești ușor autoritară și cauți să-ți stabilești propriile legi, atât în familie, cât și în cercul partenerilor de afaceri. În sfera profesională, de regulă acționezi singură, deoarece nu te simți prea bine în echipă. Nu se poate spune că ești un diplomat bun, dar ești respectată pentru sinceritatea și simplitatea ta. O anumită tentație pentru tine este participarea la bârfe și interferențe în treburile altora. Dar aceasta este mai degrabă din curiozitate și nu din motive mercenare. Nu este surprinzător că bârfa împotriva ta este extrem de dureroasă. Ești predispusă la pedanterie. Făcând planuri extrem de practice, le realizezi cel mai eficient, ești o organizatoare bună. Individualismul se poate manifesta de asemenea în viața personală, dar de regulă apreciezi căldura și confortul unei atmosfere familiale după o zi plină de muncă. Te distingi față de alți nativi din Taur prin astfel de diferențe de natură, sensibilitate, feminitate, precum și forță. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii,
fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 2 mai soarta ta? Ești un organizator excelent, de o simplitate excesivă. Poți vedea cu ușurință calea în viață. Merită remarcat echilibrul și seriozitatea judecății tale. Nu poți fi păcălită. Perspectiva ta și instinctul natural nu pot decât să fie invidiate. Cunoști toate subtilitățile psihologiei umane și, prin urmare, cu ușurință prezici comportamentul multor oameni. Tu ești atât lider cât și aventurier. Este important ca tu să-ți stabilești propria ordine acasă și la locul de muncă. Ești recunoscută de alții pentru claritatea ta în afirmații, sinceritate excesivă și directitate. Îți place puțin să bârfești, să savurezi viața unei alte persoane. Curiozitatea și nu trădarea te conduce. Acesta este motivul pentru care bârfele și intrigile care sunt îndreptate împotriva ta te rănesc adesea. Tu iubești acel tip de activitate care limitează la minimum cercul social. Nu este surprinzător faptul că te poți realiza în antreprenoriat individual. Pentru tine, orice persoană este o carte deschisă. Îți place să înveți ceva nou. Dacă subiectul studiului tău este interesant pentru tine, atunci nu este dificil să te dedici complet lui. În același timp, tu încerci să te gândești la propriile raționamente. Care este principala ta problemă? Tu nu ai tact. Ești adesea prea aspră și rectilinie, motiv pentru care ești încurajată să înveți diplomația. Aceste lucruri îți va permite să ai mai mult succes. Nu ar trebui să fii prea autosuficientă, chiar dacă te descurci singură cu munca enormă, atunci când întreaga echipă nu o poate face. Cu toate acestea, acasă ar trebui să te relaxezi. Dragoste și compatibilitate extrem de grijulie și pasională, nu ești prea hotărâtă în domeniul iubirii. Ți-e frică de refuz și poți lua o poziție pasivă, preferând să-ți atragi partenerii romantici, mai degrabă decât să-i cauți. Dacă întâlnești persoana care îți place, este puțin probabil să cauți pe altcineva. Totuși, dacă te răzgândești, relația se termină acolo. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanți ai elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Așa cum am menționat deja, alege o carieră care implică un contact minim cu cei din jurul tău, poate fi artă, comerț individual, agricultură, dar în orice caz, îți petreci o parte din timpul tău liber în înțelegerea esenței umane. Ești mai degrabă analistă decât creator, ești probabil condusă mai degrabă de minte decât de intuiție. Odată ce studiezi un anumit obiect sau fenomen, îți gândești concluziile în cel mai mic detaliu. Problema ta poate fi lipsa de tact. Uneori, duritatea exorbitantă a judecății provoacă antagonism din partea altora, ceea ce poate duce la probleme grave. De obicei,
Ai propria ta teorie despre scopul omului și sensul vieții, pe care îl împărtășești de bunăvoie. De-a lungul timpului, îți schimbi punctul de vedere extrem de rar. În ansamblu, ești destul de puternică, preferi ca jocul să fie jucat în conformitate cu regulile tale. Tu încerci să-ți stabilești să impui propriile reguli la locul de muncă. Nu-ți place să minți sau să te joci. Întotdeauna arunci adevărul în ochi, uneori prea abrupt și direct. Cu toate că nu vei fi un diplomat, ești vrednică de respect. Uneori este dificil pentru tine să te abții de la a discuta despre viața sau acțiunile cuiva în spatele acelei persoane. Uneori ești atrasă într-un fel sau altul pentru a interveni în afacerile altor persoane și a încerca să stabilești propriile tale reguli acolo. Devine este o curiozitate stupidă și nu dragostea de putere sau unele calcule vicioase. Te obosesc contactele prea frecvente cu diverse persoane, așa că preferi să lucrezi fie în firmă, în artă, fie în organizații comerciale mici. Este vorba mai degrabă de acțiune, nu de artă. În primul rând ai încredere în propria ta motivație și nu în inspirație sau în intuiție. Dar ești perfect capabilă să analizezi faptele și să tragi concluzii din ele. Poți fi un administrator excelent, coordonator și organizator, ești extrem de eficientă și singură poți face munca mai multor persoane. Sănătate și boli, încăpățânarea și perseverența, precum și performanța și dedicarea ta pot juca o glumă crudă asupra sănătății tale, poți fi supusă unui stres sever, de aceea poți avea diverse probleme psihologice. Trebuie să fii în mod constant atentă la bunăstarea ta mentală, ar trebui să acorzi atenție migrenelor și durerii în gât, deoarece gâtul tău este un loc vulnerabil în organism. Durerile de cap, durerile de gât, anxietate, toate acestea trebuie tratate cu o atenție sporită. Este util să faci grădinărit. Dieta ta ar trebui să fie dominată de legume și fructe proaspete, precum și feluri de mâncare din cereale. Este imperativ să-ți aranjezi periodic vacanța, indiferent cât de greu este locul de muncă. Exercițiile fizice trebuie să fie moderate. Dar cea mai importantă este capacitatea de a-ți ține emoțiile în mâinile tale. Menținerea stabilității emoționale și a păcii interioare trebuie să fie un obiectiv permanent pentru tine. Soarta și norocul. Ești pasionată de pace, veselă și bună, binevoitoare și milostivă, gata să vină ajutorul unei persoane aflate într-o situație dificilă. Nu este nevoie să ți se ceară, vei ajuta singură, fără a cere nimic în schimb, ești capabilă să prevezi viitorul, ai o mare intuiție și aceste lucruri te ajută să eviți multe greșeli. Ai mulți prieteni care te adoră. Opiniile tale sunt ascultate, sfatul tău este apreciat. Ești capabilă să rezolvi cu ușurință situațiile conflictuale, aproape de tine este confortabil și cald. Viața ta este, de obicei, prosperă, știi să faci bani, prețuiești confortul. Sfaturi pentru tine. Ești uneori prea aspră în a-ți exprima gândurile și opiniile despre alții, ceea ce pune oameni împotriva ta. În mod evident, trebuie să dezvolți blândețea și diplomația. Renunță la atitudinea arogantă, mai ales în ceea ce îi privește pe copii. Nu mai fi atât de sensibilă. Relaxează-te și fii fericită. Accept autoexaminarea și schimbarea. Nu fi prea autoritară și greoaie în raport cu copiii tăi. Nu ar trebui să fie ținuți în mănușe bine fixate. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe? Deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou,
Cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.